うん、姉ちゃん、姉ちゃん、ノイジスネイタロジナット大事ちなっ、ねえ、マミー、チェファーチ。Astăzi pregătim bradul și decorăm casa de Crăciun. O ajuns tu pe mami? Da. Că suntem amândoi acasă astăzi. Nicolae la grădi. O să pleci la grădi, așa-i? Da. O ajuns pe mami? Da. O ajuns pe mami tu? Da. Wow. Ești gata, mami, să mergi la școală? Ia să te văd. Wow. Ai și ghezdan, nu, cu dinozauri? Cam neglas. Pa, mami! Să te distrezi! Pa! Tățuca a rămas noi acasă. Așa-i? A rămas acasă. Să facem treaba astăzi, nu? O ajuns pe mami? Uite ce serios e. O ajuns pe mami? Da. Măi, nu mai fie așa serios, așa? Zâmbește. Așa? Te vezi în oglindă? Astăzi este marți și am o zi liberă de la muncă. Și mâine am zi liberă, dar este miercuri și Nicolae e la școală doar 2 ore jumate, aproximativ. Sau 8, 9, 10, aproape 3 ore. Dar mă pasez pe ziua de astăzi că fac multe, multe lucruri pe care mi le-am propus. O să fac mai puține decât îmi propusesem inițial, pentru că Lucas este acasă. La creșă s-a descoperit un caz de COVID la el în grupă, deci gândiți-vă că el are doar 9 luni, iar copiii din grupa lui sunt tot așa, de aceeași vârstă, stau mai mici, dar în orice caz până într-un an. Și copilul... Da, mami, gata, ai început să vorbești și tu? Dar copilul acela a fost testat pozitiv și cum au primit testul, rezultatul testului, au sunat toți părinții să vină să-și ia copiii de la creșă și este închisă creșa timp de 10 zile, practic o săptămână, pentru că s-a nimerit să fie weekendul și weekend de 2 ori, deci o să lipsească săptămâna asta, o să fie închis săptămâna asta, iar de luni poate să meargă din nou dacă nu are simptome. El, într-adevăr, mai tușește, dar asta era dinainte să se anunțe chestia asta și mai curge și nasul, dar nu are febră deloc și e vesel, mănâncă, nu are diaree, deci asta e bine. Între timp, i-am făcut și un test, a fost cineva la noi care lucrează pe ambulanță, o prietenă, și avea la ea un test și a zis, facem dacă vrei ca să stai liniștită. Și, într-adevăr, a ieșit negativ. Deci, nu îmi fac griji în privința asta. Însă, el acum este acasă, se uită în oglindă. Însă, el este acasă și n-o să pot să fac anumite lucruri pe care altfel aș fi putut face, de exemplu, să calc. Pentru că el se agață de picioarele mele și mi-e frică, bineînțeles, cu pierd de călcat acolo. E periculos. El, în momentul de față, se ridică de... El, în momentul de față, se ridică de marginea canapelei, se sprijină de pereți, peste tot ca să se ridice în picioare, merge de-a bușilea, merge pe lângă canapea, de exemplu, stând așa în picioare și e un pic periculos să fac anumite lucruri, dar vreau să pun bradul astăzi și să văd cum o să reacționeze. Vreau să schimb lenjeria de la noi din dormitorul mare și să pun lenjerie de Crăciun, pe care o cumpărasem anul trecut. Și, mă rog, alte chestii pe care am să le fac așa prin casă. O să le decorez cu ce mai găsesc în beci. Și o să vă mai anunț pe parcurs
Acum e în jur de ora 8:30, noi ne-am trezit la 8:05, nu mi-a venit să cred că era așa târziu, dar nici Ciprian, nici eu nu trebuia să mergem la muncă, așa că am stat liniștiți în pat și a dormit și Nicolas până atât de târziu, că e târziu pentru el, pentru că s-a culcat ieri mai târziu decât de obicei și atunci a stat și el în pat până la 8:05 și... Acum, da, era totuși destul de întuneric, plus că e norat, e frig, da, vine iarna, ce să mai. Și cred că primul lucru pe care o să-l fac este să scot lenjeria asta și să o pun la spălat, ca să aibă timp să se spele, să se usuce, pentru că o să am nevoie de aceste două fețe de pernă, pe astea două, pentru forma asta, mai dreptunghiular așa. Am față de pernă cu Moș Crăciun, dar pentru cele normale nu am, așa că o să trebuiască să le am pe astea spălate și călcate din nou astăzi, să le adaug, pentru că avem 4 perne în pat și asta o să fac acum, dar o să vreau să pun și să fac o ciorbă sau o supă, nu știu, ciorbă de cu afumătură și cartofi sau supă cu găluște, o să văd. Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Am tăiat legumele astea pentru supa de pui cu găluște. Și m-am gândit să mai tai și două cepe mici, că vreau să fac și niște vinete. Am cumpărat de la un magazin gen turcesc niște vinete făcute pe grill, zice, și sunt curioasă care e gustul, pentru că noi avem plită din asta vitroceramică și nu pot să le pun pe grătar, adică sau pe flacără. Nu au gustul ăla. Și nu mă lasă, baby. Acum că am luat camera, văd că în drumul lui spre mine s-a oprit să joace cu ceva, dar de obicei vine aici și mi se agață de picioare și vrea să se ridice și la mine în brațe. Acum văd că mă lasă puțin, așa că o să termin de tăiat și ceapa asta. Ce faci, piticot? Ce faci, piticot? Gata, e schimbat? Ești curățel? Așa-i? Just anyone. Da, păpăm ceva? Ești pregătit să murdărești hainele? La ce vrei să te uiți? La mașinile de afară? Da? Da? La cele de afară? Sau la cele dinăuntru, care sunt de jucărie? Al lui Nicolas? Da? Sau, de fapt, nu mai sunt doar al lui Nicolas, sunt cele tale acum. Azi? Cum aplaudă băiatul? Ia, bravo! Cum vă-ți, mami? Bravo! Bravo! Papa? Hai să încercăm avocado așa. Să vedem dacă îți place avocado. Bine? Da? Give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me want to try forever. I feel so free. Oh my sweet baby.
apă? Ia. And I think to myself and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well. I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. You make me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby. Tragi de plantă, mami. Te-am prins. Ce faci? Tragi de plantă lui mami? Ce mă fac eu cu tine, că o să pun bradu? O să tragi de globuri? Mi-e teamă că da. Azi ai? Vai, ce interesant o să fie cu luminițe. Azi ai cu multe culori frumoase. Hei, cucu! Iubire-mi! Te-ai plictisit acolo? Wow, deci vreau să vă zic că am deschis borcanul ăsta de vinete făcute pe grătar și am gustat un pic. Este super gustul. Deci chiar sunt vinetele așa cum trebuie ele să fie și mă bucur mult că am găsit produsul ăsta și o să mai cumpăr, să văd dacă îi place și lui Ciprian, dar cred că da. Am făcut și maioneza cu un pic de muștar, un pic de lămâie. O să pun și ceapă și gata salata de vinete. Da, am făcut un pic cam multă maioneză și mi-a rămas aici. O să folosim noi la altceva. Și am pus destul de multă maioneză în vinete. Data viitoare o să pun mai puțină, dar oricum este foarte, foarte gustos. Și o să le pun acum la frigider și e mai bun când, după ce stă la frigider. Și avem așa 3 caserole micuțe. Mi-au ieșit. Și acum să termin și supa. Mi-am dat seama că nu mai am griji să fac găluște, așa că o să fie supă de pui cu tăiței, fidea, ceva ce am găsit. Da, baby a dormit, dar la mine în brațe, după ce l-am alăptat un pic, a plâns înainte. Și acum o să încerc să-l pun în pătuțul lui. Mi-e teamă că se trezește din nou. Gata și supa mea de găluște fără găluște, pentru că, v-am zis, nu am mai avut griji. Până la urmă a devenit supă de pui cu tăieței și cam așa arată. Am avut doar 2 pulpe mari de pui pe care le-am fiert bine, bine, deci foarte bine, că se desprindeau de pe os foarte ușor. Și obișnuiesc să dau jos pielea și oasele și să pun înapoi doar cărnița, așa, bine, bucata asta e mai mare, dar de obicei încerc să pun în bucățele mai mici ca să pun direct în farfurie și să mănânce și Nicolas așa, fără să fie nevoie să mai fie oase și alte lucruri. La fel mult morcov, de obicei pun ceapa întreagă pentru că o las numai să-i dea gust și apoi o scot și o arunc. Și am pus pe deasupra pătrunjel, da, și fidea am găsit din asta așa. E foarte bună și între timp mi-am făcut deja al doilea cappuccino, dar pe primul nu l-am băut eu, mi l-am făcut, dar așa fac de obicei, îl fac și uit să, adică mă iau cu copilul, cu mâncare, cu casa și nu îl beau atunci, se răcește, îl pun la microunde, l-am încălzit din nou și iar l-am uitat în cuptorul cu microunde, apoi din nou l-am încălzit, iar l-am uitat și a treia oară a venit soțul meu și l-a încălzit, dar l-a și băut el. Așa că acum am făcut altul pentru mine și de data asta nu mai las, ci îl beau imediat. Baby încă doarme și Ciprian a venit acasă și mi-a adus bradul de jos din beci și o să mă apuc imediat să îl pregătesc. Ce faci, mami? Te-ai trezit? Te-ai trezit? Da? Nu mai bagi nani? Mecherule! Ia fă, bravo!
Cum face băiatul? Bravo! Uite, pe când... Da, pe când vrea mami să apuce de pom, te-ai trezit! Da! Ne apucăm să facem pomo? Hai! Așa este acum. Trebuie să iau jos alea cu party, pentru că sunt... De când a fost ziua lui Nicolas, e din august. Au rămas acasă. Guys, I can fly if you want. Da, Ciprian, Ciprian se joacă și a fost că Cică poate să zboare dacă vrea. They are two teams here, guys. I think they are two teams. Cică, I can fly if you want. Super tare, deci soțul meu poate zbura. Așa. Și trebuie să mut planta. Până la urmă, asta este locul ei. Că v-am arătat într-un vlog anterior că o cumpărasem și nu știam unde să o pun. Ăsta e locul ei, îmi place cum arată acolo, doar că acum, dacă o să fie bradul acolo, normal că nu merge să fie și planta. Să văd unde o pun și trebuie să mă apuc de treabă că deja e unul și ceva. Și acuși vine Nicolas. Vreau să fie totul gata. Da! Da, mama! Și tu de ce mă lași să mă ajuți, așa-i? Te să mă ajuți? Țipă-ți gândețelele! Hai! Hai, hai, hai! Ai grijă? Ai grijă? Așa, mami! Te bucuri că ai ajuns la mami? Aoleu, dințisorule! Ia uite, s-a văzut dințisorii! Vrei la mami în brațe? Așa, hai să arătăm mami ce aici. Am reușit să dau jos... literele alea cu party. O să caut mâine ceva cu Christmas, poate găsesc ceva, niște figurine, trebuie să fie, în action și o să le atârn acolo, dar până atunci, normal că trebuie să fac bradul aici. Am pregătit locul, am dat masă la o parte, planta, mi-a mutat-o Ciprian aici și am spălat pe jos, am dat cu aspirator, am spălat pe jos ca să fie locul perfect curat înainte să așezăm pomul și baby deja mă ajută. A fost aici foarte interesat de cutia asta, cât am spălat eu pe jos și eu aș fi. Sunt culorile foarte frumoase și strălucitoare, cu roșu și cu auriu, mami, super fain, nu? Așa că să-i dăm bătaie, că deja e unul, de-abia acum e unul, cred că am zis mai devreme că e unul, dar de fapt era 12-25 atunci și acum trebuie să... mă apuc rapid să fac pom. Ce faci, piticot? Stai cu mințele acolo? Da? Uite, mami a pus aici prima parte. Deja, bineînțeles, trebuie să desfac fiecare parte, dar deja arată bine. Și... am acolo partea a doua și partea a treia. Dar nu știu cum să pun camera să filmez un pic și când le așez. Pentru că am încercat mai devreme când am pus prima parte, dar fiind geamul ăsta cu multă, multă lumină, nu se vedea mai nimic. It's December. Calling all angels high.
Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Este ora 2:20 și am reușit să fac bradul, adică să îl instalez așa. I-am pus și covorașul jos. Cam așa arată după ce am deschis toate rămurelele. Între timp, baby s-a făcut foame și a trebuit să-i dau și lui să pape. Din atâtea jucării câte are, o grămadă, jucările lui preferate ar cam fi telecomanda. Telecomanda de la PlayStation al lui tati, așa-i? Aspiratorul, cam astea. Toate celelalte care sunt speciale pentru el, le cam lasă deoparte, așa? Astea sunt cele mai atrăgătoare. Da, mami, e telecomanda de la televizor. Și chiar vorbeam cu Ciprian mai devreme că mi se pare mult mai mic pomul aici, în apartamentul ăsta, pentru că este spațiu mult mai larg în living-ul ăsta față de unde stăteam înainte și de asta pare și pomul mai mic. Poate la anul luăm unul mai mare, nu știu ce să zic, dar o să mă apuc să-l și decorez pentru că într-o oră și un pic vine Nicolas, trebuie să pun și lenjeria de pat în dormitor, nici asta n-am făcut încă, dar sper să reușesc. Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from Nilu, baby, s-a părut super amuzant că el tot mă învârt așa. Și el venea după mine. El vedea și venea după mine. Măi, gâie mică! Și zicea, ce facem? Ne jucăm? Așa ne învârtim? În jurul bradului ne învârtim? Așa ne jucăm noi? Așa ne jucăm? Gata, este ora 4 fără un sfert și urmează să vină Nicolas în curând, foarte curând. Ciprian s-a dus să îl ia de la grădiniță și am reușit să termin bradul. Bine, am reușit să-l termin. I-am pus luminițele și câteva globuri doar în partea de sus, însă mai am depus o grămadă, dar nu e chiar așa urgent. Poate să mă aștepte și Nicolas, plus bineînțeles că steluța din vârful pomului o să o pună Nicolas cu Ciprian, să văd dacă poate să-l ține și pe bebe în brațe. Și cam așa arată acum. De-abia aștept să îi văd reacția lui Nicolas
Și o să închid ușa și o să-i zic că am o surpriză pentru el. Chiar sunt curioasă cum o să reacționeze și dacă se bucură. Ce faci, mami? Ce faci? Ce faci? Ți-am zis că am o surpriză pentru tine astăzi? Da. Vrei să vezi? Da. Stai un pic, iubire, ține-l tuturor frumos pe baby. Ai văzut! Ai văzut! Așa? Mami a fost școală e alta. Ai fost la școală cu... Da. Da. Da, în alta. Și cu bluza aia? Da. Bravo, bravo. Ia să vedem. Mama, cac. Da, mami, șosete. Da. De la cine le-ai? Ai știi? Da. De la cine? Crăciun! E Crăciun? A venit Crăciun. A venit Crăciunul? Da. Ia să vedem. Crăciun! Crăciun! Ai pachet? Unde-s pachetele, nu? Nu avem pachet. Nu avem pachet. Păi n-a venit mami încă, Moș Crăciun, o să vină. Da. Dar noi am pregătit bradul. Ai venit Crăciun. Acum a venit Crăciunul, da. Încă nu e Crăciun, mami, dar a venit pomul, vezi? Da. Pomul de Crăciun. Ai pachet dor. Unde e star? Da, aici. Trebuie să punem acolo în vârf, nu? Da. O pui tu cu tati? Amândoi? Da. Bine. Spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times. După cum se vede, n-am mai apucat să fac și patul. Am spălat lingeria, încă mai e la uscat o parte. Dar între timp a venit Nicolas acasă și vreau să vadă că e patul pregătit cu lingeria de Crăciun și am zis că mă duc la baie, că mă duc să fac duș rapid și o să fac patul acum. 1, 2, 3 și... Ta-ra! E gata! Ce bine ar fi dacă s-a întâmplat așa și în realitate. Ok. Funcționă, mă rog, cu mine? Bine. Nicolas dorme? Nu. Na, spune-i să vină aici. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Mai știi că ți-ai venit acolo? Da. Acolo, da, mai știi? Că știi că tu ești cadoul de sub frat. Da, mai. Da, scot picioarele. La ce? Mami, aproape Crăciun, o să vină Crăciun, nu? Iar vine Crăciun. Și cine o să vină, Moș Crăciun? Cine ce cadou? Doar dacă am fost cu minte. Ai fost cu minte? Veni Frank, Chris? Da? Hai să vină. Mama, da. Cam asta e tot pentru vlogul de astăzi. O să-l închei aici pentru că altfel se face iar un clip mult prea lung. Pentru restul decorațiunilor o să le filmez într-un clip următor. Da. Da, nu? Și cam asta e tot pentru astăzi. Mulțumim din suflet de vizionare. Eu spun ca de fiecare dată, nu uita că viața e frumoasă, așa ca tine. Pupici! Okay.
Christmas.